La Orăștie se păstrează tradiția, iar în acest weekend are loc o nouă ediție a Festivalului Maialul Orăștian. Mai precis, vineri, sâmbătă, duminică, orașul Paliei îmbracă haine de sărbătoare și devine un centru al distracției și al petrecerii. Evenimentul va cuprinde spectacole muzicale pentru toate gusturile, folclor tradițional, pop și muzică ușoară, un regal de bunătăți culinare și preparate tradiționale și un megapark de distracții, locul perfect pentru cei mici și pentru cei care își doresc o doză de adrenalină, cu distracții precum caruselul, trenulețul, roata sau mașinuțele electrice. Este o sărbătoare tradițională a municipiului Orăștie, este a 25-a ediție, Maialul Orăștian. Încercăm să venim așa în spiritul acestei sărbători și să primăria împreună cu Consiliul Local s-a gândit să aloce o sumă de bani, să aducă cât mai mulți interpreți pentru toate gusturile și să sperăm că vremea va ține cu noi și vor fi 3 zile de vreme bune la Orăștie. Intrarea este liberă, așa că îi așteptăm pe toți cetățenii din Orăștie și nu numai, și din zonele din jurul Orăștiei, din județul Hunedoara, pentru a participa la aceste 3 zile minunate de evenimente. Maialul Orăștian este locul ideal pentru cei care își doresc să descopere cultura și tradițiile locale cu produse handmade și preparate culinare tradiționale. Evenimentul are loc la Arena Park din Orăștie, iar intrarea este liberă.